Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare! Bine ați venit, dragile mele balanțe! Astăzi este vorba despre voi și despre toată luna martie. Haideți să vedem ce mesaje primiți din partea Universului. O să folosesc 5 pachete de cărți de oracol pentru a avea un volum cât mai mare, cât mai vast în ceea ce privește multitudinea de situații prin care treceți dumneavoastră. O să începem cu un mesaj general al acestei etalări. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, ci trebuie să vă relaxați și pregătiți să primiți mesaje pentru luna martie, balanță, zodia balanță. Acum, dacă un plan se va detașa, o să discutăm mai mult, o să insistăm. Dacă nu, o să vorbim în modul general despre fiecare plan material, al carierei, al iubirii. Să vedem despre ce este vorba. Există, să știți, în foarte multe cazuri o adicție, o legătură pe care vă este foarte greu să o tăiați. Vă este greu să vă detașați de trecut, de momente, de persoane, de evenimente, de ce nu din trecutul dumneavoastră, să fiți legați extraordinar de mult de lucruri, astfel încât să fi devenit dependentă. Poate și din punct de vedere al planului sentimental, s-ar putea să vă gândiți foarte mult la o persoană din trecut și să nu puteți să puneți capăt, să nu vreți, de fapt, să puneți capăt. Să urmăriți această persoană pe rețelele de socializare, să vă interesați de el, să vă interesați de ea, după caz, sau să nu vă puteți detașa de niște chestiuni din trecut. Deci nu neapărat are legătură, ar avea legătură cu o persoană, ci cu lucruri la care încă nu sunteți pregătiți să renunțați. Ați dezvoltat o codependență, o obsesie sau vă este destul de greu, emoțional vorbind, să renunțați la anumite posesiuni. S-ar putea să vă fie atașat foarte mult de anumite lucruri materiale și să nu puteți să vă eliberați cu una, cu două, și cred că veți avea destul de muncit cu voi în acest sens. Sau poate că sunteți o persoană obsedată, în ghilimele de rigoare, să cam controlați totul sau să știți voi înainte de toate cum stă treaba. De aceea este imperios necesar să faceți un efort în a evita pe cât se poate să controlați evenimente, oameni, să lăsați, dacă se poate, totul în voia Universului, pentru că Universul lucrează doar pentru binele vostru cel mai înalt. În alte cazuri, în planul sentimental, s-ar putea să aveți niște restricții, un bloc vis-a-vis de o persoană, de o relație. Acum vorbesc despre partea aceasta relațională, în care doi oameni se blochează, în care doi oameni nu vorbesc. Cu atât mai mult nu puteți să tăiați cordonul acesta umbilical energetic, pentru că cândva, undeva ați iubit această persoană sau cel puțin v-ați atașat foarte mult de el sau de ea, doar că ulterior s-a transformat într-o oarecare obsesie. Vă uitați pe rețelele de socializare, vă uitați la poza sa, vă uitați poate pe mesaje și așa mai departe. Poate să fie, bineînțeles, și viceversa, pentru că energiile se întrepătrund, dar eu aici simt că este vorba mai mult de dumneavoastră. Este adevărat că semănați foarte mult, că este propria dumneavoastră reflexie, dar toate lucrurile acestea, toată această persoană, tot ceea ce faceți urmărind această persoană, stocărind-o, cum se spune acum în, eu știu, expresiile acestea de pe internet, nu face altceva decât să mărească rana. Cu cât insistați în a observa de la distanță această persoană, cu cât a vedea ce face, ce postează, cu atât această rană nu, sau cu atât mai mult nu o dați voie rănii trecutului să se vindece și rămâneți blocați acolo. Și cred că de aici este și acest blocaj. Nu puteți să mergeți mai departe către noi relații sau să vă vedeți de a voastră, dacă între timp aveți o relație, că poate există ideea de un trio. Și atunci diferența este
uriașă între voi, pentru că există o neîncredere și din partea dumneavoastră că va mai fi vreodată ceva între voi, dar vedeți, parcă ceva nu vă lasă să puneți punct emoțional aceste relații, pentru că cealaltă persoană cred că de mult n-a mai dat un semn. Sau chiar dacă vă urmărește și el și ea de la distanță, din curiozitate, nu face foarte mult efort de a reveni în viața dumneavoastră. Este un moment de introspecție, bineînțeles, din toate punctele de vedere, inclusiv din cel personal, un moment de bilanț. Oare mai merită să mă gândesc la această persoană sau să-mi văd de viață? Singură, singur sau nu? Dacă rămân blocată în acest trecut, până la urmă, ce câștig? Decât să-mi adâncesc și mai tare rana, să sufăr și mai tare, în timp ce celălalt sau cealaltă își vede liniștită de drum, alături de cineva, dacă este cazul, sau singur sau singură. Este o luptă pe care voi trebuie să o duceți cu voi și este grea, este anevoioasă. Este greu să renunți, într-adevăr, la persoane cu care v-ați simțit foarte bine sau cu care ați visat să construiți lucruri. Sau poate că v-a umplut la un moment dat un gol. Dar există o... cum să vă spun... neîmplinire pe care o simțiți foarte mulți dintre voi, balanțele, în această perioadă sau la finalul lunii februarie și se acutizează cumva în luna martie. Mai ales dacă sunteți balanțe singure în acest moment. Este un gol pe care îl umpleți doar urmărind de la distanță această persoană. S-ar putea să aflați un adevăr care posibil pe moment să vă doară, dar un mesaj de genul acesta vă va clarifica totul. Lasă-mă ce cu gândul la faptul că poate cealaltă persoană vă dă un mesaj în care sau posibil să discutați despre lucruri și să vă dați seama că totuși nu are rost să vă mai gândiți la această ființă. Vedeți lucrurile cu claritate. Tăiați leul de la rădăcină. Un moment de cotitură, spune, pentru balanțe în ceea ce privește o relație din trecut. S-ar putea să treceți dincolo de această intersecție, pentru că s-ar putea ca voi să fi stat destul de mult la această intersecție, așteptând, știți, bătând darabana, bătând ritmul. Vine, nu vine, poate vine, poate nu vine, poate. Și acest lucru știți cum este desfășurat pe o perioadă destul de lungă. Adică cei mult e... mult, ar trebui să se sfârșească toată această stare de tensiune, pentru că gândurile voastre sunt continuu obsesiv îndreptate către această persoană. Și nu mint când spun că și cealaltă persoană vă ține în energia sa, dar nu vă dă mesaj. Vă ține blocați, vă ține blocate în multe dintre cazuri. Sau dacă va debloca sau vă deblochează, nu vorbesc, pur și simplu. Preferă, la rândul lor, să vă urmărească de la distanță. Poate este implicat într-o altă relație sau implicată într-o altă relație. Nu este convinsă că va fi ceva cu voi, că va avea o relație, pentru că nu cred că s-a întâmplat nici în anii trecuți. Posibil o relație la distanță, o relație care nu a fost fructificată, nu a fost un cuplu, posibil o relație tăinuită. Însă, profundă, de la suflet la suflet, trăită într-un ritm amețitor, o chestiune unicată, nu este dată o astfel de relație cu ușurință. Universul v-a testat, vă încearcă și va încerca și vă încearcă și acum. E adevărat, suferința este mare, dar lecția aceasta a detașării de orice fel de adicție își are rădăcina în întâlnirea cu această persoană care nu a intrat întâmplător în viața dumneavoastră, ci posibil să vă învețe această lecție a atașamentului. În momentul în care veți tăia acest cordon umbilical, veți tăia răul de la rădăcină și veți lua această decizie de a nici măcar vă gândi la trecutul vostru, posibil să aveți șansa extraordinară de a păși către un
viitor conform așteptărilor voastre. Pentru că simt o nemulțumire, nu neapărat tristețe, dar ceva vă nemulțumește. Căutați să umpleți niște goluri din viața voastră, din sufletul dumneavoastră. Literele T, S, A, R, Z, D, I, M, B, P, W, de asemenea. Poate există niște decizii, acum vorbesc de planurile acestea personale, materiale, s-ar putea să fie nevoie să luați o decizie destul de repede în următoarea perioadă, care vă conduce către o etapă următoare. Nu se remarcă foarte mult celelalte planuri pentru voi în luna martie, material, job. Lucrurile merg în aceeași direcție, la serviciu s-ar putea să fie nevoie să luați niște decizii care nu cred că vă fac neapărat plăcere, mai ales dacă sunteți factor de conducere, dar ca să vă ușurați munca va trebui să tăiați în carne vie unii dintre dumneavoastră. Cred că urmează o perioadă în care vă veți face bilanț la voi mai mult decât la celelalte semne zodiacale. O perioadă de introspecție, de bilanț. Ce am făcut, ce am reușit, unde am ajuns. Pentru că, să știți, ați reușit destul de mult în ultima perioadă, ați făcut foarte multe sacrificii, ați reușit să vă atingeți anumite țeluri, anumite obiective, așa că este momentul să vă așezați cumva pe o băncuță, pe canapea, la figurat vorbind, și să vă gândiți la următorul obiectiv din viața dumneavoastră. Să construiți ceva cu totul și cu totul nou, să fiți deschiși, deschise către noi etape în viața dumneavoastră, cu noi obiective, cu noi planuri pe termen lung, sau să construiți de acolo de unde posibil la un moment dat să fi lăsat lucrurile neterminate. Ideea este că treceți de la un obiectiv la alt obiectiv. Veți avea foarte multe lucruri de făcut, de aceea cred că prima parte a lunii martie nu va fi altceva decât un moment de ușoară nostalgie. Finally, am făcut, mi-am atins obiectivele, să mă odihnesc puțin pentru că urmează o nouă etapă încărcată cu de toate, și la serviciu și acasă, și deci încă mai sunt multe lucruri de făcut. Veți aduna anumite frustrări dacă vreți, mai ales din punct de vedere financiar, cheltuieli multe, cheltuieli suplimentare, cheltuieli de deplasare, tot felul de investiții pentru aceste noi obiective pe care le aveți dumneavoastră de îndeplinit. Vă setați intențiile, vă setați obiectivele, însă ierarhizați așa prioritățile. De asta spun că s-ar putea să tăiați în carne vie și din punct de vedere financiar din cauza unor eventuale cheltuieli. Adică dacă luați un salariu, dacă luați câștigați la loto, dacă aveți o sumă de bani, va trebui să renunțați la anumite lucruri în favoarea altor lucruri, ceva de genul acesta. Nu știu dacă este vorba de o anumită economie, ci de faptul că va trebui să strângeți cumva. Nu neapărat să strângeți punga, ci doar să cheltuiți în ordinea priorităților. Mulțumesc de inspirație, dragii mei ghizi spirituali. Aveți grijă să nu vă supărați, ia uitați, să nu vă supărați, să nu deveniți furioși, s-ar putea să aveți nevoie să nu luați decizii sau să nu tăiați în carne vie pe moment. Dacă vă enervează cineva, dacă sună cineva și vă scoate din pepene, aveți o perioadă destul de încărcată. Luna martie pentru voi veți fi așa, până aici. Și la serviciu, și la casă, și acasă, și s-ar putea să nu știți pe unde scoateți cămașa.
De asta este nevoie de o ierarhizare extraordinară, de a pune pe primul plan ce este cel mai important. Pentru că s-ar putea să nu puteți să diluiți atâta încărcătură emoțională. Stresul dumneavoastră va atinge cote maxime. De aceea este cazul să evitați orice tip de conversații, de momente, de persoane care vă fac rău. Încercați să fugiți cât puteți. Dacă vine cineva și țipă la voi sau vă sună și țipă la voi, ia uitați ce S mare este pe... Este un S extraordinar pe cer. Cred că l-a făcut un avion. Este cineva cu litera S, poate. Da. Să evitați orice conversație sau orice telefon cu persoane. Să restricționați, pur și simplu, pentru a nu vă enerva. Pentru că dați în clocot. N de asemenea T. Deci nu astăzi, nu acum, nu. Încercați să nu vă enervați, este, știu, ușor de zis, greu de făcut. Intrați într-o nouă etapă, dragii mei, cei singuri s-ar putea să intre într-o nouă etapă în planul amoros, pentru că este vorba despre ceva ce implică o relație. Deocamdată văd că nu este nimic extraordinar de sigur. Este ceva ce plutește, așa cumva la orizont se întrevede cumva, se întrevăd cumva lucruri care fac parte din sfera aceasta a planului afectiv relațional. Nu este nimic concret, nu sunt nici măcar urmăriri pe rețele de socializare, flirturi și așa mai departe, dar această relație va intra într-o nouă fază. Și o să vedem despre ce este vorba, o să folosim și acest pachet minunat de cărți de oracol cu îngerii iubirii într-o nouă fază, așa că, vedeți, merită așteptarea. Va trebui să mai așteptați un pic până vă găsiți sufletul pereche sau până întâlniți o persoană cu care să alcătuiți cei singuri o relație, dar merită așteptarea. Merită să așteptați pentru că va veni această persoană la timpul potrivit. Sincronizare. Vă veți sincroniza sufletele extraordinar de bine. Va apărea când posibil vă așteptați mai puțin. Puteți să acceptați cumva sprijinul prietenilor voștri. S-ar putea ca cineva să vă facă cunoștință cu cineva. Chiar mă gândeam acum care ar fi situația. S-ar putea să fiți lipiți, în ghilimele, datorită unor prieteni comuni, cineva să vă facă cunoștință. Deci să nu fie un blind date, să nu fie o întâlnire pe nevăzute, ci prieteni care vă vor binele, să știți, persoane demne de încredere. Dar va mai trebui să posibil să mai așteptați până când dumneavoastră vă eliberați de trecut, de persoanele din trecut, de toate adicțiile pe care le aveți. Din punct de vedere al adicțiilor, vreau să mai menționez faptul că aici se înscriu și acele dependențe de alcool, tutun, cafea, un regim de viață stresant, nesănătos, poate nu faceți sport, sunteți sedentari, mâncați foarte multă carne, de exemplu. Deci trebuie să vă suciți așa cumva la 180 de grade să scăpați de tot ceea ce este toxic, tot ceea ce nu merită să trăiți voi. Acum o să înceapă postul Paștelui, dacă puteți măcar să mâncați fără carne, nu zic tot postul, dar măcar miercurea, vinerea, dacă puteți să faceți acest lucru, poate o zi din săptămână doar în care să nu mâncați nimic sau să nu mâncați nimic până la ora prânzului, ar fi absolut minunat să beți foarte multă apă, să vă hidratați, să vă rehidratați, să aveți grijă de voi, de corpul vostru, pentru că aveți tendințe de a vă îngrășa. Deja dacă nu sunteți plinuți, ar putea să vă îngrășați. Sau dacă ați ținut o dietă, din cauza acestor adicții, s-ar putea să reveniți la forma inițială și să acumulați frustrări. Deci încă mai aveți de făcut, încă mai aveți de luptat, încă mai aveți foarte multe chestiuni de făcut. Așa că Universul vă vrea sănătoși, dragii mei. Și eliminați din viața dumneavoastră tot ceea ce ar putea să vă provoace un stres în plus față de stresurile pe care le aveți în mod
zilnic, pentru că balanțele sunt în luna martie ca niște furtuni în deșert. Sau poate că ați provocat o furtună în inima cuiva. Sau ați provocat aceste furtuni în univers. Împărtare, separare în plan amoros, liniște și necomunicare cu o persoană la care unii dintre voi vă gândiți. Comunicarea se face la nivel celular. Nu știu când o puteți să scăpați voi de amintirea acestei persoane, dar să sperăm că lucrurile merg către bine. O neîmplinire din punct de vedere sexual, nu o să insist foarte tare pe aceste lucruri, mă gândesc din punct de vedere al sănătății, s-ar putea ca doamnele și domnișoarele să aibă probleme cu aparatul genital, aparatul reproducător, ceva probleme pe la uter, ovare, un control de rutină, să știți că nu strică niciodată zona abdominală. Probleme cu infertilitatea, de asemenea dureri de spate, se vor acutiza în această lună martie, de aceea dacă puteți încerca să acordați o atenție deosebită sau dureri în zona abdominală. Aceste dureri în zona abdominală sau disfuncții, tot felul de disfuncții, că poate să fie vorba și de partea aceasta masculină, are legătură cu faptul că nu sunteți mulțumiți de cum arătați. Că știți că vorbeam și despre trup, că sunteți un pic mai plinuți sau, eu știu, poate că mâncați mai multă carne sau sunteți foarte stresați. Sau aveți acest lucru în cap, că nu sunteți perfect sau perfectă și ați vrea să fiți, că nu știu cum să fac ca să fiu și eu atât de slab, atât de perfect, atât de. Așa că lucrul pe care ar trebui să faceți este să vă învăluiți cu iubire și compasiune. În fiecare zi puneți-vă mantre, meditați ca să vă adaptați stilului vostru de viață. Aici este și o chestiune de inadaptabilitate. Nu sunteți împăcați cu voi. De aceea poate vă este teamă și să mergeți la niște întâlniri cu persoane pe care nu le cunoașteți. Pe ce o să zic că X și Y, că eu nu mă ridic la standardele de 60-90-60 sau cum, nu, 90-60, nu mai știu, în sfârșit, sau domnii. Cum să mă întâlnesc eu? Că așa pe internet totul este ok, că nu mă vede, mă rog, are poze, dar când, posibil frica aceea de a vă întâlni face-to-face. Toată această frică vă dă bătăi de cap, vă dă dureri abdominale, așa ca un termen generic. Haideți să vedem la balanțe ce mai putem să aflăm, dragile mele balanțe. Pentru balanțe, luna martie, o recomandare din partea ghezilor spirituali. Ce trebuie să afle balanțele în luna martie? Ia uitați câte cărți au căzut, s-au întors aceste cărți, dragile mele, balanțe. Haideți să vedem. Foarte multe cărți. Aveți grijă de voi, exact cum spuneam, faceți-vă bucurii simple, fiți împăcați cu voi, cu felul în care arătați. Această carte, vedeți, vorbește exact de ceea ce am spus mai devreme, nu o să mai repet, pentru că atunci când vă îngrijiți pe voi, este spre binele tuturor, pentru că știți cum este, vă oprimați, nu vă dați voie, poate să trăiți într-o nouă etapă a vieții dumneavoastră, poate refuzați întâlniri. Foarte multe lucruri din cauza faptului că nu sunteți mulțumiți de voi înșivă. Încercați să vă puneți, să aveți compasiune, puneți-vă, știți cum, încercați să vă detașați de toată această situație, să ieșiți din zona aceasta și să vă puneți, de exemplu, în papucii altei persoane, uitându-vă la situația voastră.
Și atunci o să vedeți că ar trebui să aveți compasiune față de voi și să vă iubiți exact așa cum sunteți, pentru că în curând veți fi chemați la acțiune. S-ar putea ca cineva din zodia Pești, Scorpion și Rac să vă ofere o gură de oxigen. Aveți nevoie de această gură de oxigen din partea unei persoane din trecut. Foarte greu să vă eliberați de acest trecut. Foarte greu. Și va trebui să o faceți, pentru că vă aflați la sfârșitul unui ciclu de viață și începutul unui alt ciclu de viață. Să știți că ceea ce trebuie să faceți este să cereți din partea ghizilor spirituali alinare. Alina, cine știe? Ia uitați, alinare, vedeți? Aveți nevoie de alinare pentru a face un pas și a renunța la acest trecut, a vă rupe. Este extrem de greu pentru voi balanțele, dar ca să treceți la acest următor pas și va trebui să faceți un efort substanțial. Fericirea vă așteaptă acum pentru că aveți o mare victorie. Această victorie nu este doar pe planul personal, ci și în alte planuri. Deci fiecare, dacă v-ați gândit la realizarea unei dorințe, iată ce realizare, aveți victorie. O mega victorie, dorința vi se va împlini, continua să faceți treabă bună pentru că mergeți, vă îndreptați spre calea cea bună. Totul este să vă duriți și totul este să vă vindecați aceste rănele trecutului. Iar altă carte care vorbește despre vindecarea unui trecut, tăierea unor legături inutile și chiar inutile, nu toxice, ci inutile. Este inutil să vă gândiți la o persoană care nu se mai gândește la voi. Dacă puteți încerca să ardeți în ghilimele de rigoare această dorință de a reveni, de a veni înapoi, puneți-vă toată forța. Până la urmă, ce vă doriți cu adevărat, spune acest mesaj? Ce vă doriți cu adevărat? Că eu cred că și dacă s-ar întoarce această persoană, tot n-ați putea să fiți împreună. Din cauza diferențelor, obstacolilor, disensiunilor între voi. De asta cred că a fost și repetitivă această separare, revenire, separare. Adică și dacă ar veni, nu cred că ați putea să rămâneți împreună până la adânci bătrâneți sau să aveți o relație de adevăratele, pentru că ce ați avut voi în foarte multe cazuri au fost la distanță sau într-adevăr puternic, sentimente, emoții extraordinare, ceva unicat, nu a mai, adică dincolo de înțelegerea unei minți umane. Însă prea multă tăcere, prea multă separare, prea multă distanță emoțională între voi. Ce vă doriți? Aceasta este întrebarea balanțelor. Ce vă doriți cu adevărat? Alegeți ceea ce vă face fericită, fericită și faceți acel lucru. Choose what makes you happy and do that. Alege ceea ce te face fericit și fă chestia aia. Muncește pentru visul tău, dar nu în zona aceea de toxicitate, în zona aceea de neputință și de a încerca să trageți de ceva ce nu se va împlini și știți acest lucru, adică intuiți de foarte multă vreme această chestiune, dar nu vă puteți abține să nu vă fugă gândul acolo. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește balanțele. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă doresc să aveți parte de un weekend absolut minunat, vă doresc să fiți bine, să fiți sănătoși, până data viitoare să auzim numai de bine, dragii mei, vă pup! Și vă iubesc. La revedere!